prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre doctoratele și falsurile în doctorate și cum s-a umplut România de problema asta. Vina principală la toată treaba asta o poartă MUE. Marea Uniunea Europeană, fiind o organizație gândită de niște socialiști mediocri, desigur înțelege să măsoare urigla orice. Și una dintre condițiile de aderare la UE era procentul de studii superioare al absolvenților de liceu și procentul de studii post-universitari. Ori în România, înainte de această măcărie, doctorat nu făcea nimeni. Și când mă refer, când spun că nu făcea nimeni, mă refer, nu făcea nimeni din afara universității. Din două motive. Primul, că nu te primea nimeni la doctorat dacă nu era asistent, pentru că era la discreția profesorului. Profesorul avea grijă să-și ia câte un asistent și să-l țină să facă la doctoratul până se plictisea de el și după aia aș lua altul. Nu puteai să vii tu, absolventul de rând, să spui, știți, domn profesor, eu vreau să mă duc să muncesc, dar face un doctorat pe lângă. Ți-l dea în față, nu făcea nimeni niciodată așa ceva. Încă se dădeau pe vremea aia bonus, cum ar veni. Nici măcar un salariu minim pe economie nu era. Dar erau niște bani, o rentă doctorală. Deci odată că nu te lua profesorul și pe de altă parte că nu avea niciun motiv decât ambiția. Vine MUE și spune, băi, România, tu ești cam proștă, cam proastă, așa, cam în fundul gol. Ia mai umplit tu de doctori. Și deodată, toți profesorii aia, aceiași profesori elitiști, dar nu alții, care, vai, nu luau că le pute să interacționeze cu pulimea de rând, când li spunea mână 10-20 de mii de euro, cam atât era un doctorat, inițial, că după aia au scăzut la 5.000. Și era și presiune de sus, pentru că toate universitățile au venit ordin clar, băi, fraților, fabrici de doctorat. Ei, și ca să-i uie asta, marea idee inteligență, ca să, domnule, trebuie să recompensăm omul studios. Și la noi, Năstase, cum să facă să recompenseze omul studios, a dat acel faimos 25% spor din salariul de bază. Și era un calcul foarte simplu. Dacă salariul tău îți permitea ca acel 25% să câștigi mai mult de 10.000 de euro în câțiva ani din el, se merita foarte bine să te duci să dai șpagă să-ți iei doctorat. Și de asta avem această explozie de plagiate. Nu, frate, nu s-au apucat toți mărleții ăștia, toți analfabeții ăștia, că și la noi, la Botoșani, cel mai prost dintre proști, unul care se semnează X și în ziua de azi, un cretin. Și l-au făcut doctorat și când a terminat, a spus, bă, dacă știam că așa ușor, făceam două. El n-a, o dat bani odată și s-a dus și a zâmbit frumos, a citit pe pagină cu deget pe ea la prezentare. Și din nou, nu au făcut-o nimeni ca să se dea mare sol cu bascul. Nu a fost ca, vezi, doamne, presa așa o interpretează, când îi văd pe șobolani ăștia din presă cum nu reușesc să spun niciodată adevărul, mă exasperează. Asta este explicația foarte, foarte simplă și în toate cazurile sunt explicate, nu există excepții. Niciunul din mărlani ăștia nu și-au făcut, că vezi ce fețe de boi au. Niciunul din mărlani ăștia nu și-au făcut doctoratul că vroiau ei să fac mari doctori. Că n-aveai cum. Toți și-au făcut doctoratul pentru că s-au dat acel 25% pe care de altfel l-au scos Boc după aia. Și care, mă rog, l-au câștigat în instanță, nu se mai dă azi, pe scurt. Dar ăsta e motivul pentru care s-au făcut. Și acum au universitățile cote mari, trebuie să producă mulți doctori și trag de studenții mai păcălească cu masterile și cu azi și mai vii și mai faci doctorat. Că altfel nu primesc banii de la stat. Dar acum 20 de ani, când toate doctoratele astea sunt de acum 15-20 de ani, de asta sunt toate false și nu vor să recunoască și nu vor să recunoască pentru că și ei sau prietenilor sau colegilor sau familia sau cineva cunoscut sunt plecat în aceeași situație.
Și madamele astea se cred mari, fai, domnule, ce-am investigat eu. Fă ce ai investigat, ai investigat ce știi o țară, ce ar trebui să știi o țară întreagă. Și toți vă faceți că nu vedeți, de asta împăratul e în curgol. Pentru că toți și la noi ne facem că nu vedem. Nu? La fel cum la intrarea în Marea Uniunii Europeană, ne-am trezit cu toate răpciugile de sate din o leacă mai mari din țara asta, făcute, da, bulii orașele. Le-au trântit o școală cu căldură și se cheamă Hioraș. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, fiind o organizație imbecilă și comunistă, nu, avea ca așa obligatoriu ca să intri, trebuie să ai 50% populație urbană. Deci de aia, că am zis noi. Pentru că, mă rog, explicația că sunt mai ușor de ținut sclavi la oraș, astea sunt alte discuții, dar ideea este că au venit și ne-au spus, nu, trebuie să aveți 50%, că altfel nu puteți intrați în noi. Că asta are vreo logică, dacă sunt 49,8 sau dacă 50,1, reprezintă vreo diferență. Nu, nu se poate. Noi nemți autiști nu acceptăm așa ceva. Trebuie neapărat 50%. La fel cum o trebuie și doctoranți, așa ne-am trezit cu Săveniu și mai știu eu ce localități de astea. Nu că aș avea ceva cu oamenii din Săveniu, Doamne mă ferește. Dar spun tot felul de sate. La noi, nu se vine, Flămânziu e făcut oraș. Care n-ar, sunt niște sate întinse pe niște dealuri. Dar sunt de ajuns de mulți la număr că ținite în oraș. Ei, așa cum au fost făcute, așa cum Flămânziu oraș, la fel și toți ăștia sunt doctori. Și nu vor să niciodată să adreseze problema corect în ziare. Pentru că nu e în interesul lor. Interesul lor este să se dea mare arti. Vai, domne, noi investigăm. Și să investigezi, frate, dacă 100% din ele așa sunt făcute. Așa toată țara știe, toată lumea știe, toți profesorii universitari din țara asta care erau activi acum 10 ani, toți au bani luați. Pentru că a venit ordin de sus, nu aveai cum. Cine nu a vrut s-a pensionat. Le-a dat cotă. Aveau trecut de la un doctorat, nu știu câți, aveau o grămadă trebuia să aibă. Că trebuia umflat numărul. Dar asta este, în general, logica cu care se lucrează la Uniunea Europeană. Se măsoară cum stau lucrurile în Germania și în Franța și după aia se spune, așa trebuie să fie pe tot minim. Dacă nu puteți, sunteți niște necivilizați. Și poate nu era mai bine necivilizați. Nu, și oricum, fără UE nu putem pentru că îi aveam pe... Eu urlu și țip și așa mă fac împotriva UE. Dar nu e ca și cum avem de ales. Nu e ca și cum alternativa la dildo multicultural e mai plăcută. Alternativa la dildo multicultural e Siberia. Pentru că rușii consideră poporul român ca fiind o eroare a istoriei, treaba aia cu picătură de latinitate într-o mare de slavi, noi o spunem cu mândrie, dar pentru ei lor de efectiv le stă în gât. Pentru că scopul istoric al Imperiului Rus și a Rusiei, de asta Rusia în continuare este multiculturală, pentru că ei sunt continuatoarea Imperiului Bizantin și trebuie să cucerească Constantinopolul și să revină la conducerea creștinătății. Dar despre astea voi vorbi în altă dată. V-am pupat, dragii mei, vă urez un weekend frumos în continuare.